Când clopotele încep să sune și să vestească sărbătoare, să lepădați grijile lumii și să veniți la închinare. La vârsta de 90 de ani și 28 de ani de slujire arhierească, pot spune tuturor, sunt omul cel mai binecuvântat de Dumnezeu. Nu am cunoscut medic la pat. Am avut o sănătate dată de Dumnezeu. Am avut cei mai buni profesori, începând cu școala primară, liceul, facultatea. Cei mai buni profesori, părinți duhovnicești. Am cunoscut cei mai buni oameni, oameni cu caracter. Acești oameni, sigur, datorită și vârstei și locului, i-am cunoscut aici, în Bucovina, oameni care iubesc țara, iubesc credința, iubesc pe oameni prin fapte de milosenie. Cum să nu te simți fericit când trăiești în jurul acestor monumente, acestor oameni buni, înțelegători, în tot ce este bun, darnici, oameni de înaltă omenie. Mulțumim la preasfințitului părinte episcop Imen al Sucevei și Rădăuțor pentru râvna deosebită misionară, pentru lucrarea filantropică pe care o desfășoară. Această dărnicie și hărnicie bucovineană este un model pentru toată țara. Este mare lucru când întâlnim oameni care nu se gândesc doar la ei înșiși, ci și la alții. Fiecare creștin, familie, să aibă și o cameră pentru Hristos, un adăpost, adică pentru frații mai mici, pentru cei săraci. Și a rămas în inima mea, au rămas aceste cuvinte. La casa părintească aveam două vaci. La noi în sat nu era obiceiul să se vândă laptele. Să dea de pomană. Și marțea, joia și sâmbăta, mama mă trimitea și pe sora să împărțim laptele prins la cei săraci. Duminica, mama făcea în copoci două de mâncare mai bună și la cei săraci. Și sigur, în familie, deci, am ajutat. Dar și la școală, cum am spus, se cultiva acest ajutor a celor săraci. Aceste cămine pentru bătrâni și copii. Aceasta este cea mai mare realizare. M-am născut în timpul regalității și când regele Mihai era patronul țării, eram elev la școala primară. Și pentru că monarhia a avut un rol foarte important în viața poporului nostru,
în casa părintească, portretul regelui Mihai era la loc de frunte. Și tot în casa părintească era un tablou cu toți voievozi munteni și ai Moldovei. Și educația pe care am primit-o în timpul cât regele Mihai era pe tronul țării, sigur, am avut permanent în minte această persoană. Și de aceea, pentru mine, monarhia a fost o instituție sfântă. Iar regele Mihai a fost un om cu tot deosebit. Am făcut deci invitația, sigur, amenințat pericul de moarte, și l-am întrebat patrioși, majestatea voastră, cum te-ați registrat? A spus prin post și rugăciune. A fost un rege credincios față de țară și față de Dumnezeu. Și dacă cei politicieni de după evenimente din decembrie ar fi acceptat monarhia, astăzi eram o țară fruntașă europeană. Dar am ajuns, sigur, să în situația în care ne aflăm. Să fiu mormântat în Bucovina, pentru că aici mi-am trăit cei mai frumoși ani din viața mea.